ziua. Bună ziua! Suntem gata? Dragi reprezentanți ai presei, stimați concetățeni, astăzi, blocul Acum, cele două fracțiuni componente, au depus o moțiune simplă împotriva ministrului apărării, Victor Gaiciuc. Dumneavoastră știți bine acele declarații ale domnului Gaiciuc care au circulat de curând în presă. Noi am aflat despre ele de la un coleg de-al dumneavoastră, un jurnalist, unde domnul Gaiciuc spunea următoarele. Când des discutăm și toți mă întreabă de ce ne trebuie nouă armata, că noi nu o să biruim niciodată, dar eu aduc un singur exemplu, Donbasul. În Donbas, militarii sunt în jur de 10.000. Practic, armata națională a Moldovei, iar armata ucraineană sunt 168.000, așa, la simplu. Deci spiritul, credința e mai mult, e mai eficace în luptă, dacă ostașul crede în comandantul său, își iubește patria, el atunci și cu armament nu așa de sofisticat ca la inamic, însă el va câștiga. Deci în această declarație, domnul Gaiciuc nu face decât să se solidarizeze cu separatiștii și criminalii de război din Donbas. Un asemenea ministru apărării nu știu cum se poate uita în ochii militarilor, soldaților, ostașilor, atât timp cât el împărtășește separatismul din Donbas. O, dacă el împărtășește năzuința separatiștilor din Donbas, nu are dumnealui aceeași părere și vis-a-vis de separatismul din Transnistria. Ori știm foarte bine că Alexander Karaman, Vladimir Antifeev, Oleg Berioza, fruntaș ai separatismului și al serviciilor secrete și aparatului coercitiv din stânga Nistrului, au fost transportați în regiunea Donetsk, unde le s-au dat funcții înalte în așa numită administrație din regiunea separatistă. Să te solidarizezi cu călăii vecinilor și prietenilor noștri strategici ucrainenii, este o sfidare nu doar a bunului simț, dar și a legislației naționale și internaționale, articolelor din Constituție, atât a Ucrainei cât și a Republicii Moldova. Un asemenea ministru apărării este o rușine pentru țară, nemai vorbind de guvernul Chicu. De aceea, noi cerem, având în vedere toate considerentele expuse, deputații semnatari prezente moțiuni, cer, în concordanță cu prevederile Constituției și articolelor din regulamentul Parlamentului, solicită următoarele. Pentru susținerea agresiunii împotriva Ucrainei, pentru sfidarea flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, pentru afirmații și poziții care periclitează eforturile Republicii Moldova de a stabili un parteneriat strategic cu Ucraina, dar și de a atinge rezolvarea pașnică a diferendului transnistrian, solicităm inițierea procedurii de revocare a lui Victor Gaiciuc din funcția de ministru al apărării a Guvernului Republicii Moldova. Disocierea imediată și publică a președintelui Igor Dodon și a guvernului condus de Ion Chicu de afirmațiile lui Victor Gaiciuc și oferirea unor asigurări clare Ucrainei, precum că Guvernul Republicii Moldova nu împărtășește aceste viziuni ce sfidează suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Reconfirmarea oficială din partea Guvernului Republicii Moldova și a președintelui Igor Dodon că Guvernul susține necondiționat suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și nu recunoaște structurile nelegitime din regiunea transnistreană. Stimați cetățeni, stimați reprezentanța mass-mediei, eu vreau strict pe procedură două cuvinte. Ați văzut că doamna președinte a Parlamentului a sfidat practic opoziția în ziua de astăzi, practic nu ne-a oferit dreptul legal, regulamentar de a expune moțiunea simplă. La jumătatea moțiunii pur și simplu a deconectat microfonul și nu i-a permis colegului Mihai să aducă atenției Parlamentului și odată cu aceasta cetățenilor țării, conținutul moțiunii, care este esența, care este motivarea și ce solicităm noi. Nu exclud că acești indivizi, această nouă majoritate parlamentară, întrucât se teme de o dezbatere
deschisă cu privire la aceste declarații absolut halucinante a actualului ministru al apărării Gaiciuc, să găsească fel de fel de tertipuri pentru a nu pune în agendă, pentru a nu exista o dezbatere publică așa cum prevede regulamentul Parlamentului cu privire la această moțiune. Parcă văd deja, anticipez acum că vor spune că declarațiile au fost făcute înainte de a deveni Gaiciuc ministru sau că reflectă altceva decât o chestiune care ține de politica internă a țării, dar ca să fie foarte clar, deci esența moțiunii este viziunea ministrului apărării cu privire la subiectul, pe de o parte, separatismului în general, susținerea separatismului, așa cum rezultă din declarații în Ucraina și, totodată, dacă este așa, dacă dumnealui susține separatismul, mișcarea separatistă din Donbass, cel mai probabil are aceeași opinie și în raport cu separatismul din Republica Moldova. Deci, încă o dată, noi nu excludem că această majoritate parlamentară de PSRM pur și simplu nu vor dori să dezbată această moțiune în plenul Parlamentului, așa cum prevede și Constituția și regulamentul Parlamentului. Aceeași poziție atunci când fostul ministru de externe, domnul Popescu, a spus că războiul de pe ministru a fost de fapt un război civil? Încă o dată. Nu vi se pare atât de grav? Nu, spate, eu să răspund. Dar nu ne permiteți. Haideți, domnul Popescu, stimate doamne, domnișoare, în calitate de persoane care am fost implicate în ceea ce se numește fenomenul conflictul transnistrean, vreau să vă spun că așa zisul conflict transnistrean are mai multe componente, inclusiv componenta civilă și până la agresiunea militară a Federației Ruse, dacă ați consultat decizia CEDO din 8 iulie 2004 în cazul grupului Lașcu versus Republica Moldova și Federația Rusă. Deci nu e corect să trișați și să încercați să puneți pe picior egal declarațiile unui ministru în funcție care susține killerii din Donbass, aducându-i drept deci exemplu pentru Armata Națională a Republicii Moldova. Și în calitate de persoană care deci sunt în vârstă, dar am puțină experiență parlamentară, vreau să vă declar că scot pălăria în fața experienței doamnei președinte Zinaida Griceanu. Dau citirii discursul, un segment din discursul doamnei din 31 iulie curent. Fiți atent! În calitate de președinte al Parlamentului Republicii Moldova, mă mândresc cu faptul că, pentru prima dată în istoria statului nostru, am reușit să unim fracțiunile parlamentare ale unor partide politice cu poziții atât de diferite, să ne unim în numele unor scopuri comune, eliberarea statului din captivitate, restabilirea cooperării cu partenerii străini și, cel mai important, startul dezvoltării țării noastre și creșterii bunăstării poporului care ne-a mandatat cu încrederea sa. Pentru prima dată, politicienii au uitat de aspirațiile lor pur politice și s-au preocupat de soluționarea problemelor în interesul consolidării statului, dar nu în interesul unor grupuri și persoane aparte. Am fost cu toții martori ai modului în care degradează clasa politică atunci când ea se ocupă doar de lupta rușinoasă pentru propria bunăstare, în detrimentul întregii țări și întregului popor. Vreau să cred că această experiență detestabilă pe care a obținut-o țara noastră, parcurgând drumul de la istoria succesului la stat acaparat, va rămâne în trecut și va fi o lecție pentru toți cei care ar dori și în continuare să ne folosească țara în calitate de patrimoniu personal, tratându-și cu dispreț propriul popor. Prin urmare, în opinia mea personală, vreau să spun că doamna Griceanu, deci, a revenit la practica rușinoasă de tratare cu dispreț a propriului popor și a mințit atunci când la 31 iulie curent a vorbit atât de frumos despre coaliția blocului acum și cu partidul PSRM. Dacă e să fim sinceri, domnul Gaiciuc a sfidat de fapt prevederile Constituției. Armata, ministrul apărării sunt simboluri ale independenței unui stat și ceea ce a spus atunci și în
gradul de general și că a fost ministru, pentru că în 2004 nu s-a mai fost ministrul al apărării. Apropo, așa printre altele, o să amintesc că a fost demis din funcție de către președintele Voronii de atunci și dumneavoastră o să aflați, dacă o să studiați un pic istoria acestui eveniment, o să aflați pentru ce motive. Domnul Gaiciuc este un mare strateg, evident, și comentariile pe care le face au menirea doar de a bulversa atmosfera și așa incendiară din acest spațiu geografic. Sigur că a ne certa cu vecinii e o mare capacitate de gândire în perspectivă. Același lucru domnul Gaiciuc vrea să facă, probabil că va îndeplini această indicație a domnului Dodon, să lichideze acel muzeu al jertfelor gulagurilor staliniste, pentru că alte lucruri mai importante în Republica Moldova nu există. Sigur că dânsul, acum în funcția de ministru, ar trebui să-și îndrepte toate capacitățile spre zona economică liberă de la Mărculești, pentru că are interese acolo, de aceea ar fi bine să-și cântărească întotdeauna gândurile când iese în fața unui public, pentru că în Republica Moldova sunt câteva zeci de mii de veterani care știu ce înseamnă demnitate, onoare de ofițer și eu cred că se vor găsi câteva zeci, cel puțin dintre ei, care vor face de servici la acel muzeu de la instituția de pe Tighina pentru a apăra, dacă vreți, o amintire dramatică a acestui popor care a suferit atât de mult. Dacă aveți întrebări, altele. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim.